Abordând acest maestos capitol 8 din Epistola către Romani, am aflat data trecută că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, am citat versetul 6 din Romani 8, că noi nu mai suntem pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în noi, versetul 9, dar și că cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu, cum scrie în Romani 8, versetul 8. Așadar, concluzia logică este: încrede-te în El și lasă-L pe El să-ți dea și să-ți conducă viața cum știe cel mai bine. Apropo, nimic din ce obții de la Dumnezeu nu-ți parvine pentru că ești tu foarte dedicat sau credincios. De fapt, tot ce trebuie este nu atât să îi te dedici, cât să crezi cu totul, din toată inima ta, în El. Tu nu poți face nimic, dar El poate totul. N-ai vrea să renunți la autocontrol, să încetezi să te mai încrezi în vechea ta natură slabă și păcătoasă și să-i oferi toată autoritatea și controlul Duhului Sfânt? Spune-i simplu: Doamne, eu nu mai pot și nu mai vreau. Domnește și lucrează Tu în mine și prin mine. Te rog. Duhul Sfânt te va ajuta să treci cu bine prin toate confruntările vieții dacă îi le mărturisești și dacă îl chemi și îl lași să te ajute. Doar Hristos poate să înlăture povara pe care o car după tine. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, a spus Iisus în Matei 11, versetul 28. Fă așa și vei vedea ce înseamnă să ai păcatele iertate și cum e să fii despovărat. Când restabilești legătura cu Dumnezeu, când ai cu adevărat o relație nouă și serioasă și benefică, El te va conduce pe cărări drepte și împlinitoare, cum scrie în Psalmul 23, de exemplu, și vei scăpa de senzația de nesiguranță. Nu mai ai de ce să te temi sau să te îndoiești, odată ce ești mântuit. Din contră, vei cunoaște bucuria Domnului, care e tăria noastră, umplându-ți inima pe măsură ce Duhul Sfânt te umple, și atunci poți suspina și striga liber și convins: Abba, adică Tată. De fapt, Abba este un cuvânt aramaic rămas netradus în majoritatea versiunilor biblice. Cel mai probabil și cunoscut sens al său este Tati, tăticule, care poate fi strigătul inimii tale când dai de necaz. Gândește-te la un copilaș cu brațele larg desfăcute și ridicate, cerșind de ajutorul părintelui. Duhul Sfânt confirmă Duhului tău că poți avea acest fel de acces și trecere înaintea Tatălui Ceresc, care este Dumnezeu. Și această relație împlinitoare cu Tatăl continuă de la copii și se extinde și față de celelalte rude și descendențe spirituale în Hristos. Suntem într-o mare familie. Oricare ar fi problemele și greutățile tale de azi, poți fi sigur că fratele tău cel mare, Hristos, te va izbăvi la momentul potrivit. Și această întristare îți va părea ușoară față de greutatea veșnică de slavă despre care se vorbește în 2 Corinteni 4, versetul 17 și de care ne vom bucura odată cu El și în El. Și toate acestea sunt și vor fi ale noastre dacă îl lăsăm pe Duhul Sfânt să preia controlul. Ba chiar mult mai multe și mai bune vor urma. Vom afla și noi asta data viitoare.